Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu mult respect să deschideți cuvântul Domnului la Ioel, capitolul 1, voi citi un singur verset, versetul 14. I'm going to read the first verse, verse 14 in Joel, chapter 1. Să ascultăm acest pasaj biblic. Let's listen to the word of God. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Amen. Consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God and cry out to the Lord. Amen. Dacă ne uităm cu atenție în lumea în care ne înconjoară. If we look attentionally at the world that's around us, un fapt este tot mai evident și tot mai frecvent. We see one thing that's more frequent and more evident. Lumea este în criză. The world is in crisis. Prea multe locuri, cel puțin în Statele Unite, sunt tot felul de catastrofe. In many places there are all kinds of disasters. Așa încât guvernatorii statelor, liderii locali, so the governors and the leaders, local leaders, sunt determinați să invoce o stare de urgență. They are determined to invoke a crisis, state of emergency. Dacă ne uităm în biserici, if we look in the churches, mi se pare, fără să exagerez, că este o stare de urgență. It looks like it's a state of emergency. E nevoie de o trezire spirituală reală. There is a need for a revival that's real. Este nevoie de o umblare personală cu Dumnezeu diferită decât până acum. There is a need to walk with God differently than we walked before. Este o nevoie de implicare în lucrul Domnului mai mult ca până acum. There is a need to implicate and involve ourselves more than before. Din două rațiuni. For two reasons. Venirea Domnului este foarte aproape. The coming of the Lord is real close. Și cuvântul Domnului este acesta. And the word of God is this. Pune-l în negoț până voi veni. Occupy until I come. Trebuie să fim ocupați până în momentul venirii Domnului. We have to be busy and occupied until the Lord comes. Cel de-al doilea aspect. The second aspect. Este că noi suntem foarte aproape de plecare. That we are very close to going. Care știe dacă mâine este a lui? Who knows that if tomorrow is yours? Niciunul dintre noi, nu? None of us. Și atunci trebuie să fim implicați în lucrul Domnului. Therefore we need to be involved in the work of God. Este o stare de urgență în viața spirituală. It's an emergency in the spiritual life. De aceea trebuie să reconsiderăm starea noastră înaintea Domnului. That's why we have to reconsider our state in front of the Lord. Trebuie să reconsiderăm starea familiilor noastre înaintea Domnului. We need to reconsider our families in front of the Lord. Trebuie să reconsiderăm viața bisericii în care ne închinăm înaintea Domnului. And we need to reconsider the state of the church where we worship. Și de asemenea trebuie să reconsiderăm viața socială unde locuim, unde trăim. And we also consider the social life where we live. Și pentru că o privire atentă ne arată că este urgență peste tot. And looking at everything, it tells us that it's an urgency everywhere. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în această seară se intitulează The message that I'm bringing you tonight, it's called Stare de urgență. State of emergency. Stare de urgență. The state of emergency. Nu exagerez deloc când spun că trăim într-o stare de urgență. I am not exaggerating when I'm saying that we are in a crisis. Dacă lumea din jurul nostru este în criză, if the world around us is in crisis, biserica ar trebui să fie în foc. The church should be on fire. Biserica ar trebui să fie în clocot. The church should be boiling. Ar trebui să fie aprinsă pentru Domnul. It should be burning for the Lord. N-ar trebui să ne plângem unii de alții. We shouldn't be crying about one to another. N-ar trebui să ne plângem de starea lumii de afară.
We shouldn't be crying about the state of affairs outside. Ci ar trebui să fim uneltele acelea sfinte în mâna Domnului. But we should be the tools in the hand of the Lord. Prin care Dumnezeu să aibă grijă de lumea aceasta. Through which God will take care of this world. Prin care Dumnezeu să aprindă focul dragostei Lui în lumea noastră. Through which God to lighten the fire of His love in this world. Dar ca să poată să o aprindă în lumea de afară, but in order to light it out in the world, trebuie să o aprindă în mine prima dată. He has to light it in me first. În familia mea prima dată. In my family first. În biserica în care mă închin prima dată. In the church that I'm worshiping first of all. Aceasta trebuie să mă ocupe imediat. This is what I should be occupied with. Deci, stare de urgență. It's a crisis. Emergency. Cum rezolvăm această stare de urgență? How do we resolve this state of emergency? Ce este de făcut? What is it there to be done? Ce ne învață cuvântul Domnului? What does the word of God tell us? Pasajul pe care l-am citit din Ioel 1:14. The passage that I read from Joel 1:14. Ne spune patru lucruri fundamentale. Tells us four fundamental things. Pe care trebuie să le luăm în considerare în această stare de urgență. That we have to consider in this state of emergency. Și primul lucru pe care îl auzim în acest pasaj, and the first thing that we hear in this passage, este o urgență în chemare la acțiune. It's a call to action. Și aici așa spune: vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. It says consecrate a fast, call a sacred assembly. Este o urgență în această chemare. It's an urgency in this calling. M-am bucurat când am auzit pe tineri în seara aceasta. I was glad when I heard the youth tonight. Când ne cheamă să ne alăturăm lor într-o zi de post și rugăciune. They're calling us to be in fast and prayer with them. Ar fi un păcat înaintea Domnului să nu răspundem pozitiv. It would be a sin in front of the Lord not to answer positively. Pentru că este o chemare urgentă la post și rugăciune. Because it's an urgent call to prayer and fasting. Nicăieri în lumea noastră. Nowhere in our world. Nu s-a putut face o reală trezire spirituală. There wasn't a real revival. Nu s-au putut câștiga bătălii spirituale. There wasn't a way to win battles, spiritual battles. Fără rugăciune și post. Without prayer and fasting. De ce? Why? Este un secret. There is a secret. Îl cunoașteți, dar vi-l aduc aminte din nou în această seară. You know it, but I will remind you again tonight. În Marcu 9:29. In Mark 9:29. Dacă o să avem și pe ecran. We can put it up in the screen. Este un dialog al Domnului Isus cu apostolii săi. It's a dialogue of our Lord with his apostles. Isus Hristos i-a împuternicit pe apostolii săi să aibă toată autoritatea asupra Satanei și asupra duhurilor rele. Jesus Christ gave his apostles all the power over Satan and all the evil spirits. Iisus Hristos a împuternicit biserica sa să aibă autoritate peste toată puterea celui rău. Jesus Christ also gave power to the church to have power over the evil spirits. Așa că în istoria din Marcu capitolul 9, therefore in the history in Mark chapter 9, după ce cei 12 s-au dus în numele lui Iisus Hristos, after the 12 have gone in the name of Jesus Christ, și au vindecat bolnavi, au scos draci, and they healed sick and they casted out demons, au venit plini de bucurie la Iisus. They came back full of joy. Și au spus cu aceste cuvinte de uimire. And they said with this words of amazement. Of wonder, of amazement. Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Lord, even the devils are listening to us. Au trecut un timp scurt. A short time passed. Și iată că într-o zi un tată vine cu un fiu demonizat la ucenici. A father comes with a son that is demon possessed. Se vede că tatăl acesta a auzit de puterea apostolilor. It looks like this father has heard of the power of the apostles. Așa că bucuros că în sfârșit se găsește o soluție pentru fiul său. So he is glad that there is a solution for his son. Și a adus fiul la apostol și a spus: rugați-vă pentru el să scoată Domnul duhul acesta necurat din el. He brings his son to the apostles and asks them to cast the devil out. Și cuvântul Domnului spune că ucenicii s-au rugat, dar n-au putut face nimic. And the word of God says that the apostles prayed, but they couldn't do anything.
În această circumstanță, Tatăl s-a adresat lui Iisus Hristos. In this circumstance, the Father has addressed Jesus Christ. Și Iisus Hristos a scos dracul din acest and copil. Jesus Christ cast the demon out of this și l-a vindecat. Child and healed him. Apostolii s-au mirat. And the apostles again were wondering. Și l-au întrebat pe Iisus Hristos. And they asked Jesus, Doamne, noi de ce n-am putut? Oh Lord, why couldn't we? Doar tu ne-ai dat toată puterea peste puterea celui rău. You gave us all the power of the devil. Și acum vine textul din Marcu 9:29. And now the text from Mark 9:24. Și în acest pasaj biblic, and in this passage, uitați ce spune, zice Iisus Hristos către ei. Look what he says. Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. And he said unto them, this kind can come out by nothing but say by prayer. Uitați ce spune Iisus Hristos. Look at what Jesus Christ says. După ce v-am împuternicit pe voi, after I trusted into you, ca să aveți autoritate asupra oricărui duh rău, to have authority over any demon, cel rău a pus la minte lucrul acesta. The devil took notice of it. Așa că și el caută la rândul lui să se apere. And then he tries to defend himself. Și de aceea, apărându-se, și-a schimbat tactica de lucru. And that's why, defending himself, he changed his tactic. Și-a schimbat strategia de lucru. He changed his strategy. De aceea, voi trebuie să țineți minte următoarele trei lucruri. That's why you have to remember the next three things. Când te duci la luptă împotriva celui rău, when you go to war against the devil, du-te cu această gândire că ai autoritate asupra lui, go with this thought that you have authority over him, dar primul lucru pe care trebuie să-l faci este acesta. But the first thing that you have to do is this. Când te lupți cu cel rău, cunoaște în primul rând soiul cu care ai de-a face. When you fight with the devil, you have to know what kind of devil it is. Pentru că așa spune acolo Domnul Iisus Hristos. Because that's what the Spirit says. Acest soi de draci. This kind of spirit. Ieri a fost un soi diferit. He was a different kind. Era un soi incult. He was not illiterate. Illiterate. Era un soi mai fricos. He was a kind that was a little afraid. Dar acum este un soi mai civilizat. But this time is one that's more civilized. Un soi mai emancipat. He is more emancipated. Mănâncă gumă în fața ta. He chews gum in front of you. Și te sfidează când vorbești cu el. And he just ignores you. Yeah. Îi spui ce trebuie să facă. You tell him what he has to do. Și zice el, s-o crezi tu. And he said, you should believe that. Dacă te gândești că ieri ai rezolvat problema spunându-i taci. If yesterday you solved the problem by telling him to be quiet. Astăzi nu mai poți rezolva așa. Today you cannot resolve it that way. Pentru că e alt soi. Because it's a different kind. E un soi mai șmecher. It's a smarter one. Este un soi care a pus la minte că trebuie să se schimbe. It's a kind that learned that he needs to change. Și biserica uită lucrul acesta. And the church forgets this thing. Și atunci vine al doilea lucru pe care îl spune Iisus Hristos. And then the second thing that Jesus Christ says. Dacă soiul se schimbă, if the kind is different, și metodele de lucru trebuie schimbate. Our ways need to be changed as well. Pentru că Iisus Hristos spune acest soi de dragi nu poate ieși. Because Jesus Christ says that this kind cannot come out. Cu metodele de ieri nu iese. With the tools that we used yesterday. Cu procedurile de ieri nu iese. With the procedures we used yesterday, it doesn't come out. Și biserica trebuie să fie mai deșteaptă decât cel rău. And the church has to be smarter than the devil. Să nu-i fie frică să se schimbe. Not to be afraid to change. Să nu-i fie frică să vadă că Iisus Hristos poate înnoi toate lucrurile. Not to be afraid to see that Jesus Christ can renew everything. Dar biserica se îngrozește când aude că cel rău se schimbă și biserica trebuie să schimbe, nu Evanghelia, metodele de lucru. The church is it's having a problem because he sees that the devil changes and the church doesn't want to change the way of they do things. Și atunci Iisus Hristos spune cel de-al treilea mare adevăr. And then Jesus Christ says the third and the greatest truth.
Și acesta este următorul. And this is the following. Dacă soiul se schimbă, if the kind changes, dacă metodele se schimbă, if the methods change, un lucru rămâne constant în toate generațiile. One thing stays constant in all the generations. Este accesarea puterii lui Dumnezeu. It's the access that we have to the power of God. Prin rugăciune și post. Through prayer and fasting. Pentru că așa a spus Iisus Hristos acolo. Because that's what Jesus Christ said there. Acest soi de draj nu poate ieși decât numai cu rugăciune și post. This kind of demons cannot come out unless you pray and fast. Frați și surori, doamnelor și domnilor. Brothers and sisters, ladies and gentlemen. Avem din partea lui Dumnezeu pentru această stare de urgență spirituală. We have from God for this emergency state. Avem o chemare urgentă. We have a calling, an urgent calling. Și chemarea este să ne apropiem de Domnul. And the calling is to get closer to God. Și chemarea este să postim. And the calling is to fast. Chemarea este să avem o adunare sfântă. The calling is to have a holy gathering. Chemarea este să ne rugăm. The calling is to pray. Și să ne aducem aminte că Iisus Hristos, and to remember that Jesus Christ, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, that the Holy Spirit of God, și că Tatăl Ceresc, and the Father, locuiesc în noi, from heaven lives in us. Și mai mare este Cel ce este în noi, and greater is the one that lives in us, decât Cel ce este în lume, than the one is in the world. Dar ca să accesăm această putere divină, but to access this divine power, metoda este aceeași în toate generațiile. The method is the same throughout the generations. Rugăciune și post. Prayer and fasting. Nu aroganță. Nor arrogance. Nu lenevie. Not being lazy. Nu dare din cap, lasă că știu eu. Not shaking your head and saying I know. Ci smerire la cuvântul Domnului. But humbling to the word of God. Plecare la cuvântul lui Dumnezeu. Bowing to the word of God. Este o chemare urgentă. It's an urgent call. De aceea te sfătuiesc ca slujitor al Domnului. That's why I encourage you. Și ca om cu autoritate din partea lui Dumnezeu să-ți spun lucrul acesta. As a servant of the Lord and as a man with power from the Lord. Caută-l pe Domnul cu rugăciune și post. Look for God with prayer and fasting. Caută-l în casa ta. Look for him in your house. Să-l căutăm în bisericile noastre. To look for him in our churches. Și să-l căutăm cu intensitate. And to look with intensity. Să-l căutăm constant. And look for him constantly. Pentru că în această vreme de criză, because in this time of crisis, nu putem ieși la suprafața lucrurilor, we cannot come out, nu ne putem bucura de ce am dorit să ne bucurăm, we cannot enjoy what we should enjoy, numai dacă mergem după cuvântul lui Dumnezeu, only if we follow the word of God, numai dacă ascultăm această chemare urgentă, only if we listen to the calling from God. Apoi cel de-al doilea lucru pe care ne-l spune cuvântul Domnului ca să ieșim din această stare de urgență. The second thing that the word of God tells us to come out of this emergency state. Pe lângă chemarea urgentă de smerire cu rugăciune și post. Besides humbling ourselves in praying and fasting. Trebuie să cunoaștem locul unde ne cheamă Domnul. We have to know the place where the God is calling us. Și locul acestei chemări sfinte. And this calls. Este casa Domnului. Is the house of the Lord. Strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru. Gather all the elder into the house of the Lord. Două lucruri vreau să spun aici. Two things I want to say here. Cuvântul pe care Domnul a spus prin Ioel, the word that God said through Joel, nu este un cuvânt care să contrazică Noul Testament. It's not a word that's contradicting the New Testament. Ci este un cuvânt care complementează ce se spune în Noul Testament. It's a word that complements the New Testament. Când Duhul Domnului spune lui Ioel, chemați poporul la casa Domnului, when the Spirit of the Lord tells Joel to call the people to the house of the Lord, are în vedere lucrul acesta. Is looking at this. Dar în Noul Testament avem o imagine mai complexă. But in the New Testament we have a more complex pentru că avem revelația finală prin Domnul Isus. Because we see the final revelation through Jesus Christ. Și prin sfinții apostoli și proroci. And through the apostles and the prophets. Și învățăm în Noul Testament că această casă a lui Dumnezeu, and we learn in the New Testament that this house of the Lord, trebuie să fie în primul rând casa noastră. It must be first of all our house. O știm cu toții prea bine. We know it all too well. Că așa cum suntem acasă, așa venim la biserică. That the way we are at home is the way we come to church.
Dacă facem casa noastră o casă a Domnului, if we make our house a house of the Lord, atunci casa Domnului arată casa Domnului. Then the house of the Lord looks like the house of the Lord. Dar dacă familia noastră, casa noastră nu este o casă a Domnului, but if our family is not the house of the Lord, și avem în casa noastră tot felul de lucruri, and we have all kinds of things in our house, tot felul de obiceiuri, all kinds of customs, și tot felul de practici and practices, care contravin legii lui Dumnezeu, that are against the law of God, atunci avem probleme și acasă și și în casa de rugăciune. Then we have problems at home and in the house of the Lord. Unul din secretele cu care Dumnezeu lucrează, one of the secrets that God works with, este, dacă n-ai știut până acum, este atmosfera din casă. If you didn't know until now, it's the atmosphere that's in your house. Când această văduvă de profet, when this widow of a prophet, a venit la Elisei, came to Elijah, și a zis, sunt gata să fiu vândută sclavă împreună cu fiii mei. I am ready to be sold as a slave together with my children. Pentru că soțul meu a murit și ne-a lăsat cu o datorie mare pentru mine care n-am niciun venit. Because my husband has died and left me with a great debt that I don't have a way to pay it. Și acum cel ce ne-a împrumutat vrea să ne vândă, să ne facă sclavi. And the one that gave us and loaned us, he wants to make us slaves. Aduceți-vă aminte soluția cum a venit. Remember how the solution came. Cum a venit soluția? How was the solution? Care au fost cuvintele lui Elisei? What was the words of Elijah? Care au fost? Ce ai în casă? What do you have in your house? Ce ai în casă? What do you have in your house? Asta este secretul. This is the secret. Frați și surori, doamnelor și domnilor. Brothers and sisters, ladies and gentlemen. Ca să putem să venim în casa Domnului, to be able to come into the house of the Lord, cu rugăciune și post, with fasting and prayer, cu smerire către Domnul, with humbling in front of the Lord, trebuie să facem casa noastră o casă a Domnului. We have to make our house a house of the Lord. În această vreme de stare de urgență, in this time of urgency, stare de urgență spirituală, spiritual urgency, avem nevoie în casele noastre de o nouă atmosferă. We need in our houses to have a new atmosphere. O nouă relație în casele noastre. A new relation in our houses. O nouă părtășie în casele noastre. A new fellowship in our houses. O nouă prioritate în casele noastre. A new priority in our houses. Este Dumnezeu în casele noastre? Is God in our houses? Pentru că dacă vrem soluție, Dumnezeu ne întreabă ce ai în casă. Because if we want a solution, God asks us what do we have in our house. Și funcție de ce avem în casă, and depending on what we have in our house, lucrurile acelea vor fi binecuvântate de Domnul, those things will be blessed by the Lord, or vor fi folosite împotriva noastră, or they will be used against us. Locul unde ne cheamă Domnul ca să ne smerim, the place where God is calling us to humble ourselves, este în familie, in our family. De aceea în Noul Testament auzim această expresie. That's why in the New Testament we hear this expression. Spune sănătate bisericii din casa ta. Say health to the church in your house. Casa noastră trebuie să fie o biserică. Our house should be a church. Familia noastră trebuie să fie o biserică. Our family needs to be a church. Și atunci biserica la care ne adunăm este o biserică adevărată. And the church where we gather together, it's a true and living church. Nu ne mai facem probleme să venim la casa Domnului. We don't have problems to come to the house of the Lord. Nu venim cu greutate la casa Domnului. We don't come with hardship. Ci venim cu bucurie pentru că aici ne întâlnim cu Domnul. But we come with joy because we meet the Lord here. Și ne întâlnim cu sfinții Domnului. And we meet the other holy ones of the Lord. Una din cântările noastre spune tocmai acest lucru. One of our songs says this. Cât de bine mă simt cu aleșii lui, nu? How great it is to be with the chosen ones. Trebuie să fim aleșii Domnului. We have to be chosen by the Lord. Și aleșii Domnului trebuie să se iubească între ei. And the chosen of the Lord need to love each other. Nu să se invidieze între ei. Not to have. Nu să vină să-și etaleze mașinile. Or to show off their cars. Sau toaletele. Or whatever they're wearing. Ci să vină și să strige către Domnul. But to come and cry out to the Lord. I give him a hard time, yes. Este o urgență în chemare. It's an urgency in calling. Vestiți un post. Call out a fast. Rugați-vă. Pray. Ascultați cuvântul Domnului. Listen to the word of the Lord. Este un loc special pentru această chemare. There's a special place for this calling. Biserica din casa mea.
the church in my house, și biserica în care mă închin Domnului. And the church where I worship. Apoi este un al treilea mare adevăr aici. And there is a third truth. Poporul din chemare. Poporul, the people. The people. Cuvântul Domnului spune: strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării. The word of the Lord says, call all the old men on all the inhabitants of the land. Sau uitați-vă împreună cu mine la capitolul 2 din Ioel, versetele 16, 15 la 17. Or look with me in Joel 2, 15 and 16. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar sugarii, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău! Nu ne da de ocară moștenirea ta, nu face de batjocura popoarelor, pentru ce să zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the assembly, assemble the old men, gather the children and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth from his chamber and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of Jehovah, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Jehovah, and give not thy heritage to reproach, that the nations should rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Lumea de astăzi face mai mult ca în alte timpuri să nege pe Dumnezeu. The world today negates the Lord more than any time. Dar de ce l-ar nega din pricina mea sau din pricina ta? Why should the world negate God because of me or because of you? Dumnezeul nostru este viu. Our Lord is alive. It's awesome. He's awesome. Este minunat. He's wonderful. Este mare. He's great. Este atotputernic. He's all powerful. Este atotcunoscător. He's all knowing. E plin de dragoste. He's full of love. E plin de putere. He's full of power. E în controlul tuturor lucrurilor. He's in control of everything. Dar lumea noastră, but the world today, trebuie să învețe despre Dumnezeu prin biserică. Needs to learn about God through the church. Lumea noastră nu trebuie să găsească în biserică argument. The world does not need to find an argument in the church împotriva lui Dumnezeu against God și să zică unde e Dumnezeul vostru. And say, where is your God? Dumnezeul nostru este aici cu noi. Our God is here with us. În seara aceasta Dumnezeu e în mijlocul nostru. Tonight our God is with us. Nu l-ai simțit la rugăciune? Didn't you feel him at nu l-ai simțit la închinare? Did you feel him at worship? A rămas aici. He's still here. Este locul lui. It's his place. Și cuvântul Domnului ne spune and the word of God tells că poporul care trebuie să se adune, they're the people that have to get together. Sunt bătrânii, are the old, sunt tinerii, are the young, sunt și copiii, are the children, inclusiv cei ce sug la sân, even the ones that still suck breast. Trebuie să vină în casa Domnului. They have to come to the trebuie house să vină of the Lord. Înaintea Domnului. They have to come into the face of the Lord. Pentru că Dumnezeu are un program special. Because God has a special program. Celor bătrâni vrea să le arate ce n-au văzut încă până acum. To the old ones, he wants to show them everything that they didn't see until now. Iar din gura celor ce suc, cuvântul Domnului spune, el poate să-și scoată o întăritură. But from the babes, he can bring a strengthening. Pentru tineri, el are de asemenea un program special de revelații divine. For youth, he has a special program of revelation. Dumnezeu n-a lucrat numai cu părinții voștri. God did not work just with your parents. Sau cu părinții noștri. Or with our parents. Dumnezeu lucrează cu fiecare generație. God works with every generation. L-ați văzut lucrând în această biserică. You have seen him work in your in this L-ați văzut botezând cu Duhul Sfânt. You have seen him baptizing in L-ați the Holy văzut mântuind. You have seen him saving. Ați auzit mărturii de vindecări divine. You have heard testimonies of healings. Dumnezeu s-a arătat mare în mijlocul nostru. God has shown himself great amongst us. Știți bine, m-a sculat de două ori din morți. You know well that he rose me from the dead. Și a făcut-o cu fiecare dintre noi în felul în care el a vrut să o facă. And he did it with every one of us the way he wanted to do it. De aceea pe toți ne cheamă Domnul. That's why he calls us all. Nimeni să nu zică sunt prea tânăr. Nobody to say I am too young.
sunt prea copil, I am too young, sunt prea bătrân, or I am too old. Suntem toți unelte în mâna lui Dumnezeu. We are all tools in the hand of the Lord. Și cu fiecare Dumnezeu poate să lucreze. And God can work with every one of us. Pentru că Dumnezeu poate toate lucrurile. Because God can do everything. Și dacă poate toate lucrurile, and if he can everything, atunci poate și cu un vierme ca mine, he can do it with a worm like me, și cu un vierme ca tine, and a worm like you, sau cu un mare ca tine, and a great man like you. Depinde cum te uiți la tine. Depends on how you look at yourself. Dacă vii înaintea lui Dumnezeu, if you come in front of the Lord, și te uiți apoi la Dumnezeu, and then you look at God, îți dai seama și zici, you realize and you say, cine sunt eu? Who am I? Să mă bagi pe mine în seamă. To look at me. Cine sunt eu? Who am I? Să mă numești prietenul tău. To call me your friend. Cine sunt eu? Who am I? Să devin fiul tău. To become your son. Cine sunt eu să fiu fiica ta? To become your daughter. Cine sunt eu? Who am I? Ești obiectul dragostei lui Dumnezeu. You're the object of the love of Jesus Christ. De aceea, haide să ne adunăm în jurul lui Dumnezeu. Let's get together along with Jesus Christ. Se apropie vara. The summer's coming. A început să se încălzească. It's beginning to get warmer. Se apropie concediile, vacanțele. Vacations are coming. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am o propunere către dumneavoastră. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, I have a proposal. În loc să vedem biserica tot mai goală, instead of being the church smaller and smaller, haideți să o vedem tot mai plină. Let's see it fuller and fuller. Haideți să o vedem tot mai plină. Haideți să ne adunăm înaintea lui Dumnezeu. Let's gather together in front of God. Haideți să strângem rândurile înaintea lui Dumnezeu. Let's strengthen ourselves. Pentru că numai așa îl vom vedea lucrând cu putere. Because that's how we will see him work with power. Deci este o urgență în chemare. So there is an urgency in calling. Este un loc special pentru această chemare. There is a special place for this calling. Casa Domnului. The house of the Lord. Și sunt oameni speciali, un popor special pentru această chemare. And there is a special people for this calling. De la bătrân la copil. From the old ones all the way to the young children. De la ușier. From the ushers. La păstor. To the pastors. Și apoi este cel de-al patrulea aspect. And then there is the fourth aspect. Programul din strângerea noastră la oaltă. The program of our gathering. Uitați-vă în partea finală a versetului 14 din Ioel 1. Look at the last part of Joel 14. Zice, și strigați către Domnul Dumnezeul vostru. And call upon the Lord your God. And cry unto Jehovah, traduce această variantă englezească. And cry unto Jehovah. Strigați către Domnul, un program special. A program that's special. Să plângem înaintea Domnului. Cry in front of the Lord. Să strigăm către Domnul. To call out to the Lord. Să strigăm în rugăciune. To cry out in prayer. Să strigăm în închinare. To cry out in worship. Să strigăm în adorare. To cry out in adoration. Să strigăm în vestirea Evangheliei. In preaching the gospel. Nu să stăm ca niște oameni care să ne uităm unii la alții. Not to look, be like people that look at each other. Uitați-vă de exemplu în lumea sportului. Look in the world of sports. Sportivii sunt oameni talentați. The sportsmen are talented people. Dar sunt niște oameni a cărui moral este discutabil de cele mai multe ori. But their morals is many times questionable. Însă fanilor, but the fans, se duc pe stadion, they go to the stadiums, și de iarnă, if it's winter, și de vară, if it's summer, și de soare, if it's sunny, și de plouă, if it's raining, și strigă, and cry, și strigă, and call out. Și nu întotdeauna sportivii preferați câștigă. And not always the preferred sports people win. De exemplu, a pierdut Barcelona astăzi. So Barcelona lost today. Dar un fan adevărat, but a real fan, nu-și părăsește echipa. Does not skip on his team. Nu-și părăsește echipa. Doesn't skip on its team. Domnul are nevoie de fani mai entuziaști decât cei de pe stadioane. The Lord needs fans that are more enthused than the ones on the stadiums. Să nu ne sperie vremea.
not to be afraid by the weather. Să nu ne sperie vacanța. Or the vacation. Să nu ne sperie dacă predica nu a fost cea mai bună. Not to scare us, the sermon was not the greatest. Să nu ne sperie dacă corul sau orchestra sau fanfara sau worship team-ul n-au mers cel mai bine. Not to be scared if the worship or the band did not go as well or I didn't translate well. Să nu ne sperie faptul că dacă am venit la stăruință. Or that if we came to a prayer. Și n-a fost botez cu Duhul Sfânt în seara aceasta. And there wasn't a baptism of the Holy Spirit that night. Gata, ne descurajăm și nu mai venim la biserică. We are discouraged and we don't come to church anymore. Cuvântul Domnului spune: veniți. But the word of the Lord says, come. Și strigați către Domnul vostru. And cry out to your Lord. Plângeți înaintea Dumnezeului vostru. And call out to your Lord. Bucurați-vă înaintea Dumnezeului vostru. And be joyful in front of the Lăudați Lord. Lăudați pe Dumnezeul vostru. And glorify your Bateți God. Bateți din palme în cinstea Dumnezeului Clap vostru. Clap your hands in the, for the, Înălțați numele Dumnezeului vostru. Raise the name of your God. Când vă adunați împreună. When you get together. Fiți fani aceia entuziaști. Be the fans that are enthused. Care scutură cerul cu strigătele lor de bucurie. That move the heavens with their cry outs of joy. Starea de urgență. The emergency state. Starea de urgență spirituală. The spiritual emergency state. Poate să fie eradicată. It can be destroyed. Ascultând această chemare urgentă. Listening to this calling that's urgent. Dezmerire prin rugăciune, post și ascultare de cuvânt. Humbling yourselves through prayer and fasting. Onorând această chemare a lui Dumnezeu. Honoring this calling of God. În casele noastre și în casa Domnului. In our houses and in the house of the Lord. Ascultând că fiecare suntem incluși în această chemare. Listening that every one of us is included in this calling. Preoți, ușieri, priests, ushers. Tot poporul. The whole world, the whole group of the people that is here. Copiii, bătrânii, tinerii, the old, the young. Și programul pe care Dumnezeu ne-l cere. And the program that God is calling us onto. Nu este unul greu. It's not hard. Este unul simplu. It's one simple. Strigați către Domnul. Call out to the Lord. Dacă nu ne-a răspuns, strigă mai tare. If he didn't answer, cry out louder. Dacă ți-a răspuns, strigă și mai tare. If he answered, cry out even louder. De bucurie. Of joy. Să nu vă fie greu, nu vă uitați după poveștile unora care. Don't let it be hard and look at some stories that people tell. Au devenit pompieri spirituali. And that became firemen spiritually. Ei sting Duhul. They turn off the Holy Spirit. Ce e asta, Domnule, de să strigă la voi așa în biserică? What is this that people cry out in your church? Lasă să strige în biserică. Let it be crying out. Pentru că n-am venit în cimitir. Because we did not come into the cemetery. Am venit în casa Domnului. We came into the house of the Lord. Și aici, dacă strigăm, nu tulburăm morții. And here, if we scream out, we do not bother the dead. Poate tulburăm morții spirituali. We may bother the dead spiritually. Dar ne dăjduim că strigând de bucurie înaintea Domnului, but we trust that calling out to the Lord, se trezesc și ei. They will wake up as well. De aceea, haidem împreună. Therefore, let's together. Haidem să strigăm către Domnul. Let's call out to the Lord. Haidem să lăudăm pe Domnul. Let's glorify the Lord. Haidem să spunem ca David, inima mea te caută pe tine, Doamne. Let's say like David, my heart is calling upon you. Îmi ridic mâinile spre tine, Doamne. And I raise up my hands towards you, O Lord. Privesc spre templul tău, Doamne. I look at your temple, O Lord. Și vreau să simt prezența ta. I want to feel your presence. Am venit în casa ta, Doamne. We came into your house, O Lord. Și fiindcă e casa ta, and because it's your house, vreau să te simt, Doamne. I want to feel you. Vreau să te ating, Doamne. I want to touch you. Și vreau să mă bucur vorbind cu tine. And I want to be glad talking to you. Vreau să mă bucur dialogând cu tine. I want to be glad talking with you and dialoguing with you. O stare de urgență. An emergency state. Este chemare la pocăință. It's calling to repentance. Chemare la întâlnire cu Domnul cu adevărat. A calling to meet the Lord truly. Chemare la o viață nouă. Calling to a life, a new life. Vrei să participi în această chemare? Do you want to participate in this calling? Ești mulțumit cu starea ta spirituală? Are you happy with your spiritual state? Dacă ești mulțumit, nu participa.
If you are happy, then you don't need to participate. Dar dacă ți se pare că încă poți să crești spiritual, but if you think that you can grow spiritually, haidem să strângem rândurile. Let's get together. Haideți să ne ridicăm în picioare. Let's stand up.